Salutare și bine ați venit! Pentru cei care vă aflați pentru prima oară pe acest canal, aici facem clipuri cu și despre detailing-ul auto, testăm produse și aflăm lucruri noi despre îngrijirea mașinii. Pentru toți ceilalți, bine ați revenit! În clipul de astăzi vom discuta puțin despre un Trim Restorer, o soluție pentru plasticele exterioare. Este vorba despre Jet Black Trim Restorer de la Shiny Garage sau Shiny Garage sau Shiny Garage sau cum s-o fi numit în poloneză. Shiny Garage este un brand polonez, din câte am reușit să găsesc. La noi în România este relativ nou. O să las un link în descriere cu produsul. Avem un ambalaj foarte frumos, avem un capac calitativ, etichetă calitativă. Așadar, lucrurile acestea costă, deși produsul este destul de ieftin, pentru 250 de ml veți plăti în jur de 45 de lei. O să vedem și cât de bine se descurcă el. Avem aici porțiunea aceasta de jos a portierei, care este menită să încaseze, pe care am curățat-o, bineînțeles, înainte și vom aplica produsul. Dar înainte, haideți să vedem cum se aplică. Văd că scrie doar în poloneză. Nu. Trebuie să dezlipim eticheta. Ok. Shake before use, apply to clean trim using a paddle cloth. Spread the product and leave it to dry. Remove any excess of the product. Ok. Deci nu avem timp de așteptare. Însă, pentru ca testul să fie cât mai concret, îl vom lăsa să acționeze cel puțin 12 ore. Așadar, ne vom revedea mâine pentru rezultat, pentru a vedea, de fapt, cât rezistă el pe plasticele exterioare. Vom aplica o spumă de prespălare, iar apoi un șampon. Ok, haideți să vedem. După cum am spus, mașina a fost spălată înainte, dar voi aplica și niște alcool izopropilic pentru a o degresa, pentru a fi sigur că nu există niciun fel de contaminanți pe suprafața plasticului. Știu că plasticul poate pare într-o stare bună la lumina garajului, însă în soare să știți că este destul de decolorat, este undeva spre gri. Ok, îi vom mai da câteva secunde alcoolului pentru a se evapora complet. Bun, pe partea aceasta vom aplica soluția, iar partea aceasta va fi de control. Avem un buret aplicator, agităm soluția. Ok, e portocaliu și miroase a... Nu știu la ce, dar miroase a fructe, cred. Am pus foarte mult aici. Nu era nevoie de atâta soluție. Când aplicați soluția pe suprafețele din plastic, puteți, bineînțeles, să izolați celelalte suprafețe ale mașinii. După cum am spus, am aplicat mult, mai mult decât era nevoie. Ok, îl vom lăsa câteva minute să acționeze, după care vom înlătura excesul. Să punem și o lumină. Ok. Cu o altă lavetă curată vom îndepărta excesul. Da, cred că se vede destul de ușor. Soluția a restaurat într-adevăr plasticul. Vom vedea mâine și cât de mult rezistă aceasta la spălările de întreținere. Ne vedem peste minim 12 ore. Au trecut mai mult de 24 de ore. Așadar, haideți să vedem de ce este în stare soluția. O să aduc acum, după cum am spus, niște spumă de prespălare, după care un șampon și vedem cât de mult rezistă. De fapt, o să verificăm întâi și efectul hidrofob, pentru că ambalajul spunea că are un efect hidrofob de lungă durată. Așadar vom arunca doar cu niște apă pe ea pentru a vedea cât de ușor respinge murdăria de pe stradă, da? Hai să vedem. Ok. Vom da pe partea... apropo. Opa. Ok. Avem aici... Aceasta este delimitarea. Văd că se mai văd ceva adânci pe acolo, însă este de la... neoane de la LED-uri, da? Plasticul, după cum putem vedea, are deja un oarecare efect hidrofob. Este un plastic de Volkswagen din acela cu finisaj lucios. Da, deci apa oricum nu stă pe el. Ok, să vedem în partea cealaltă. Aceasta este delimitarea. Da, nu văd nicio diferență. Nu știu voi dacă vedeți vreo diferență. Apa este respinsă exact în același fel, după părerea mea. Ok. Haideți să ștergem cu o lavetă curată. Mamă. Mamă. Da. Nu mai avem trim restorer. Ba, din contră. A dispărut complet. Nu, laveta este absolut curată, era perfect uscată. Da. Nu știu dacă se poate vedea pe cameră. Sper că se poate vedea. Zero. Se vede foarte pal, așa, doar o dungă aici, însă nimic altceva. Da, se pare că nu vom mai face testul cu spuma de prespălare și cu șamponul, pentru că nu mai e cazul. O să mai țin data ambalajul. Da, shake before use, apply to a clean trim using the paddle cloth. Asta am făcut. Îmi cer scuze. Agitați înainte de folosire, aplicați cu un pad curat, întindeți produsul și lăsați-l să se usuce. Ștergeți excesul cu o altă lavetă curată. Ok, iar reclama produsului este o combinație inovativă de polimer și silicon și ceară, emulsii din acestea, care readuce culoarea neagră la plasticele exterioare, cum ar fi barele și elementele și alte elemente ale mașinii, elementele de la motor și așa mai departe. Leaves a satin finish and lasting hydrophobic effect. Deci, lasă un finish satinat și un efect hidrofob de durată. Bun. Efect hidrofob am văzut foarte bine că nu era diferit de partea netratată, iar ca durată se pare că nu va rezista nici măcar la prima spălare, pentru că dacă veți merge pe stradă și va fi apă pe șosea, nu vom mai avea trimurile tratate, să spunem. Ok. Am zis să nu postez clipul înainte, să-l testez totuși pe un tip de plastic despre care vorbeam, care absorbe. Nu știu dacă se poate vedea foarte bine pe cameră, însă este deteriorat de soare acest plastic. Da, e alb. Cu siguranță nu aceasta este culoarea pe care ar trebui să o aibă. Haideți să vedem ce putem scoate din ea. Și dacă, bineînțeles, absorbe mai bine acest trim restorer. Într-adevăr, este mult mai repede absorbit. După cum ați putut vedea, am pus o cantitate foarte mare pentru această suprafață. Am pus o cantitate foarte mare de soluție, pe care a absorbit-o aproape instant. Nu avem un surplus atât de mult, de mare. Și culoarea este corespunzătoare. Îl vom lăsa să acționeze, dacă este cazul, repetăm aplicarea. Ok, soluția este uscată complet, aș spune eu. Ștergem excesul cu o lavetă curată și uscată. Într-adevăr, la prima vedere, rezultatul este mult mai bun decât pe plasticul de Tiguan. Da, se vede foarte clar. Și acum momentul adevărului. De fapt, îl vom mai lăsa. Sau nu? Haideți să zicem că ți-ai aplicat soluția și apoi ai ieșit la o plimbare. Și ce să vezi? Te-a prins ploaia. Haideți să vedem. Vom lăsa plasticul să se usuce. Și da, cred că se poate vedea. Partea aceasta a rămas neagră. Mă bucur mult că am continuat acest test. Soluția încă este aici. Așadar a funcționat. Cred că dacă vom aplica două straturi și o vom lăsa să acționeze cum am făcut eu la început, 12 ore, vom obține un rezultat de durată. Sper că măcar câteva spălări. Haideți să vedem dacă o spumă de prespălare o va îndepărta. Bun. Avem aici Gentle Snow Foam, este diluat aici, am pus 10 sau 15 ml de soluție în aproximativ 750 de ml de apă, cu un cap de spumare. O vom lăsa 2-3 minute, după care o vom plăti. Ok, haideți să plătim. Lăsăm din nou să se usuce. Și ce să vezi? Încă avem soluția pe suprafață. Perfect! Mă bucur foarte mult că am făcut acest lucru, repet. Cred că știți, aș fi putut șterge prima parte a clipului și să încep direct cu aceasta, însă prefer să las și acea parte pentru a ști, pentru a vedea și voi materialele pe care soluția nu va funcționa. De fapt, nu e vina soluției, materialul nu răspunde la acest tratament. După cum am spus, acum voi spăla bucată de plastic cu șampon. Haideți să vedem și asta. Plătim din nou. Și da, încă este aici. Haideți să aplicăm și un degresant. Avem aici Surfex HD de la Bilt Hamber diluat 1:10. Perfect, soluția încă este aici, deși am folosit un degresant pe care l-am și agitat cu mănușa de spălare, după cum ați văzut, nici nu mai este nevoie să continuăm. Acel degresant Surfex de la Bilt Hamber este un degresant destul de puternic, foarte puternic aș putea spune, echivalentul a cel puțin 5 spălări, dacă nu mai mult. Așadar, soluția rezistă, soluția este bună, mă bucur că am continuat testele. După cum am spus, o să las și prima parte, pentru că vreau ca aceste teste să fie cât mai concludente, mai ales și în special, mai ales că despre acest brand, Shiny Garage, nu găsim foarte multe clipuri pe YouTube care să nu fie de ale lor. Așadar, Jet Black Trim Restorer. Ok, eram aproape să nu dăm ok-ul, dar produsul își face treaba și cu siguranță îl recomandăm, mai ales la prețul pe care îl are. Bun, după cum am spus, mai avem produse de la ei pe care le vom testa. Mai avem soluția pentru îndepărtarea particulelor de fier, un dressing pentru plastice, un dressing pentru anvelope și încă o soluție pentru curățarea roților. Ok, asta a fost tot și pentru astăzi. Îmi cer scuze pentru lungimea clipului, însă sper că aceste informații v-au fost de folos. Până data viitoare, ai grijă de mașina ta!